utilizare. Deci n-ar putea să execute algoritmul precioză, n-ar putea să execute algoritmul probă, n-ar putea să factorizeze eficient și așa mai departe, pot doar să facă probleme de mașină, pe de o parte, dar nu mai grav dispozitivele lor nu sunt doar eventuale defecte. Deci îi zic, avem 512 qubits, dar sunt 512 qubits fără toleranță la defecte. Și atunci sunt susceptibile la erori și la decoerență și așa mai departe. Și într-adevăr, îi zic că e foarte bine izolat sistemul acela, e preparat în păstare cu folosim supraconductor foarte aproape de 0 Kelvin, izolat într-o cutie imensă, nu știu cât lung și diverse chestii și așa mai departe. Deja, decoerența tot există și nu în fapt decât se prelungească timpul de decoerență, dar decoerența tot se lungă. Deci fără toleranță la defecte, în cele de timpul e degeaba pentru a face calcule, să zicem, care dura mai mult timp decât timpul de decoerență. E și v-am arătat poza asta la început. Și acum înțelegem toți pașii de aici. Deci, cum ziceam, qubiții fizici sunt cei în care codificăm qubiții logici. Deci am început de la a manipula qubiți fizici, după aceea să executăm algoritmi pe qubiți fizici, dar o să fie foarte proști din cauza decoerenței, să putem apoi face măsurătorile acestea de sindrom, ca să putem detecta acolo, după aceea să putem avea memorii logice cuantice, în care să stocăm stări logice și să le corectăm, astfel încât să nu apară erori. Și în prezent suntem la gata aceea cu protocalina de pe ultima, în care se pot face operații pe qubits logici care individual, single logic qubits, de nu mai mulți, doar unul singur. Adică și unul singur în prezent se reprezintă cu 20 de qubits fizici. Și acel sistem de 20 de qubits se comportă ca un singur qubit logic și poate fi controlat de plin și manipulat de plin. Și deci mai avem ultimele două trepte să putem manipula mai mulți și după aceea să avem întreg calculatorul și să fie scalat. Și cum ziceam, se estimează că se întâmplă asta în următorii 10-15 ani, pentru că a durat cam 25 de ani să ajungem până acolo și pare să fie destul de liniar așa, evoluția. Ok. Cum ziceam, acum putem să discutăm mai multe teme de discuție. Deci, orice vreți să mă întrebați și astea sunt, să zicem, propuneri de ele. Dar, în primul rând, ce ați vrea voi să discutăm? Da. Sistemul ar fi perfect izolat, să zicem. Așa. Total ar fi mai mult decât locul de coerență. Dacă ar fi perfect izolat, da, presupunem că ar fi de-a fi atunci nu s-a întâmplat. Dar, în principiu, nu poți avea izolat. În perioadă foarte, foarte lungă de timp. Ba da. Poți obține de coerență, timp de coerență foarte mari, dar izolat, izolația ta e foarte bună. Dar nu s-a ajuns la, din câte știu eu, la timp de coerență mai mare de o oră, nu s-a ajuns. Dar, oricum, o oră e foarte impresionant. Că poți să mențin un qubit în postare coerentă, în minim, în o oră. Alte întrebări. Da. Poate fi considerat creierul uman un calculator cuantic? Creierul uman? Da. În sensul că dacă creierul uman este calculator cuantic? Da. Aș spune că nu. Pentru că neuronii care... neuronii sunt în principiu elementele computaționale ale creierului. Și neuronii sunt elemente macroscopice. Și știm că la nivel macroscopic apare decoerența asta care distruge orice fel de superpoziție și așa mai departe. Deci, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să fie. Mai ales că există foarte multe sisteme cu rețele neurale și așa, care par să evite destul de bine sarcinile pe care le pot face oamenii. Deci, eu sunt destul de încrezător că dacă facem rețele neurale mult mai mari, o să putem simula creierul uman. Și atunci, nu este cu pur și simplu ceva clasă. Asta e părerea mea. Roger Penrose e cel care susține că creierul este într-adevăr un calculator cuantic. El susține că în interiorul neuronilor sunt microtubuli și că la nivelul microtubulilor sunt fenomenele astea cuantice care generează conștiința. Dar e greu de presupus că așa ceva e și posibil. Tocmai din cauza influenței mediului înconjurător. Și după cum am văzut, e nevoie de condiții foarte, foarte precise pentru a face calculele astea cuantice. Din ce în creier nu pare să fie. La nivel cuantic, cel puțin, nu pare să fie sincronizarea și coerența asta. Roger Penrose, un neurochirurg, ziceam chestii de
Da, dar microtubuli sunt în toate celulele, nu numai neuroni. Asta ar însemna că tot organismul uman este un computer cuantic, ceea ce nu e real. E greu de zis definitiv la vita asta. Părerea mea este că nu este. De altă parte, s-a observat că ochiul uman poate să detecteze și fotoni individuale. Și ideea că fotonul acela vine într-o superpoziție ar putea detecteze o măsurătoare, dar nu la nivelul de ochi, nu de-aia să se zică am venit un foton, deci nu pare că ai influența în multe chestii. Și nu observ colapsul sau chestii de ochi. Se poate prelua modelul de... deci s-ar putea să spun acum niște tâmpenii. Se poate prelua modelul de transpunerea energiei, de cedarea energiei fotonice în timpul fotosintezei, de exemplu. Se poate transpune genul ăsta de operații pentru... adică să faci un calculator practic biologic? Da, sau ceva de genul ăsta. Nu știu despre asta, n-am auzit. Că în cursul fotosintezei, fotonii cedează niște calități, niște cuante de energie și se întâmplă. Tot ar fi nevoie de o precizie foarte mare pentru a manipula, să zicem, polarizarea fotonului individual. Sau să zicem, starea de energie a fotonului, să o putem pune într-o superpoziție și apoi să o manipulăm în mai multe feluri. Deci, în niciun caz ce fac cuantele, nu ar fi quantum computing. Dar nu știu dacă am putea cumva să schimbăm ce se întâmplă acolo ca să putem manipula la nivel biologic lucrurile, ca să putem face calcule cu chestia asta. Calcule nu mai face. Dar nu știu, că am auzit de quantum computing, adică am auzit de quantum biology, dar n-am citit foarte mult chestia asta. Da. Sunt foarte multe oameni tehnică. Așa. Că spune că fac niște rotații. Da. Pentru qubiți, da. Deci dacă acționăm asupra unui qubiți, îl rotesc pe sfera lor. Dar și pentru un vector oarecare, adică o stare de mai mulți qubiți, tot poți să interpretezi acțiunea matricei unitare care e făcută într-o rotație într-un spațiu mult mai mare, în spațiul vectorial. Care e sunt o hipersferă, practic, da, da. O sferă mai multe dimensiuni. Da, exact. Există generalizarea sferei roți pentru sferă cu mai multe sfințe. Alte întrebări? Da, să. Ai spus că când ai avut de teoremă, teoremă ne se vorbează despre ce putem să facem calculator cuantic. Întrebarea mea este de unde știm că putem să... că... deci ei... de gradează, de gradează. De coerența. Exact. Eu nu știu cum rezolvăm mai repede din afară. Pentru că știm timpul mediu de coerență, adică știm, e destul de, se poate calcula fizic. Da. Dacă am, spre exemplu, o capcană cu milioane, zice, aia putea, în care am niște atunci și mențin acolo o anumită stare, știm în funcție de implementarea tehnologică cam cât timp durează în medie să interacționeze cu mediul. Și știm cum e cu conjurătul. Și știm timp de aceștia, nu trebuie decât să zic, ok, o să fac calcule la jumătate din timpul ăsta. Și atunci, cu probabilitate foarte mare, nu o să se întâmple mai multe erori pe care ar trebui ca să le pot proiecta. Și e simplu să zicem că facem, că le proiectăm de două ori de simplu să facem asta? Simplu nu e niciun caz. E destul de complicat, dar e posibil. Adică poți face calculele și poți să zici că în medie nu o să se producă atât de multe ori, până la urmă, e tot ceva probabilistic. Nu putem evita treaba cu probabilitățile. Dar dacă s-a întâmplat ceva, putem pur și simplu să executăm din nou. Și trebuie medie doar de număr constant de ori până când cercul nu reușește ceea ce vrea să fac. Dar e tot e ceva probabilistic. N-am ce să fac. Întrebări? Da. Sunt probabil simplu, zic, cu acoperi cuantice în faptul de reacția din el. Da. Căutăm. Nu, într-adevăr, deci căutarea probă nu e necine și de ce, dar îmbunătățind un factor de radical, într-adevăr, nu e necine și de ce. Deci, să zicem, pentru
filozofie publică, în general, care se bazează pe problemele astea matematice, care ar fi faptul că e greu să dezvolt un număr de factori prim. Și asta poate fi rezolvat exponențial pe regulă la matematică. Sau logaritmul discret poate fi rezolvat exponențial pe regulă la matematică. Și atunci toate problemele care se bazează pe faptul că e dificil să fac exponențiere modulare sau factorizare sau așa, nu mai nu se mai aplică în cazul calculatorilor cuantice. Deci cele care sunt în pericol sunt interesate de umană și astea care se bazează pe funcțiile acestea. Alte întrebări? Poate privi ce viitorul calculatorilor? Nu. Adică depinde foarte de cuantice. Se poate da, mecanica cuantică e nedeterministă. Dacă eu prepar o stare, dacă eu prepar un sistem fizic într-o anumită stare și efectuez o măsură, doar obțin un rezultat cu o anumită probabilitate. Dacă îl prepar din nou, pot să obțin alt rezultat, îl prepar cuantic. Și tot așa, așa că și dacă aș simula sistemul fizic pe calculatorul cuantic, obțin un anumit rezultat, dar în realitate se poate obține alt rezultat. Deci tot probabilist. Da, da, universul nu e referit la asta. Cam mai o singură direcție, nu? Da, 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 bine. Noi putem să spunem, putem să spunem statistic despre un sistem macrozomic în ce direcții se duce. E clar că dacă eu iau o pilă și o arunc în aer, eu o să cadă jos și pot să spun unde o să cadă. Dar nu pot să spun la nivelul preciziei cuantice ce se întâmplă cu fiecare atom din pila aceea. Deci, să zicem, la nivelul stărilor cuantice nu pot să fac predicții asupra viitorului. Dar pot să vorbesc despre statistica mai multor stări cuantice și să zic, la nivel statistic, cam ăsta este comportamentul. Asta o să se întâmple cu multul acesta. Da. Există simulatoarele cuantice, da, pe care le-ați spus, da, ieri. Care e limitarea pe care o au ele de nu pot fi considerate chiar calculatoare cuantice? Limitarea e că necesită timp și memorie exponențială ca să simuleze calculatorul cuantic. Pentru că am văzut că stările cuantice sunt vectori într-un spațiu exponențial de mare. Dacă vreau să simulez n qubits, îmi trebuie 2 la puterea n numere complexe ca să simulez asta. Deci am nevoie de 2 la n memorie ca să stochiez toate valorile astea. Deci pe o simulare nu aș putea să simulez sisteme prea mari iubiți, pentru că am nevoie de numărul acesta exponențial de matrici. Nu mă ajută simulările decât să înțeleg așa la nivelul câtorva iubiți ce se întâmplă. Pentru exerciții educaționale, să spunem. Exact, exact. Scop educațional. Mai mult. Ce efect are non-localitatea asupra cauzalității? Asupra cauzalității? Adică, corelația
populațiile pe care le văd sunt datorate non-localității, ci pot fi datorate faptului că au ajuns lumina în partea aia și i-a schimbat starea. Dar s-au făcut și experimente în care s-au reușit, separând pe distanțe mai mari, să, spre exemplu, să ne sincronizăm cu ceasurile atomice, de să propagă campanie, de să fie altă campanie planetă, și zicem, uite, când ceasurile noastre atomice ajung la secundă acutare, atunci facem măsurătoarea și după aceea ne întâlnim mai târziu să vedem ce rezultate am obținut. Când s-au făcut și experimentele astea și s-au observat că tot se conține cu relațiile astea. Deci putem spune că localitatea este reală, că chiar se întâmplă instantaneu cu diferența aceea. Bine, întrebarea mea era, în cazul ăsta, spune că alevații deci atunci există cauza și exact. Exact. Măsurătoarea mea, da. Nu neapărat, adică nu e neapărat. Dar știu că eu am măsurat timpul. Da, dar știu că eu am măsurat timpul și atunci ar fi putut să influențeze și nu pot vorbi de o localitate. Nu pot să spun sigur că au fost influențe în locul ăsta. Cum se realizează fizic? Da, între particule opuse. Păi, da, într-adevăr, ele sunt aduse în împreună, sunt entangled și după aceea sunt separate. Și, spre exemplu, fotonii sunt foarte utili